Asociația Născută Îngeri din Piatra Neamț a organizat un spectacol caritabil la cinematograful Mon Amour în scopul strângerii de fonduri pentru finalizarea construirii unui centru de incluziune socială pentru tinerii de peste 18 ani ieșiți din sistemul de protecție socială. Au participat peste 600 de persoane și în urma spectacolului s-au strâns peste 12.000 de euro. Într-o zi, o doamnă a venit la noi, doamna Buleu Daniela se numește, și a spus: vreau să vă dăruiesc o casă în care să vă împliniți un vis. Pentru că eu întotdeauna spuneam, îmi doream să fac un centru de incluziune socială, ca la carte, cum am învățat eu la facultate, pentru tinerii care ies din sistem la 18 ani. Eu când am hotărât să-l facem, am spus așa: trebuie să plecăm de undeva. Și centru educațional de zi este un centru în care vor veni copiii. Avem foarte mulți copii pe care noi creștem de când s-au născut. Sunt de astăzi, probabil se începe de făcut parchet, gresie, tot ce înseamnă interior, da? Deci până aici suntem ajunși. După aia va veni mobilierul, vor veni dotările cu calculatoare, cu ce nevoi vom avea. Și atunci, nu știm, probabil ne vor mai trebui bani. Pentru bucătărie vă trebuie... Pentru bucătărie, deja în mare parte noi am utilat-o, să știți. Ok. Deci, noi tot ce... Sunt oameni care, v-am zis, noaptea ne sună. Deci vă dăm asta, vă putem oferi asta. Pentru că oamenii au prins încredere foarte mare în noi. Organizarea acestui eveniment... pot să spun eu, unic la nivelul județului Neamț, ca și anvergură, ca și mobilizare a oamenilor. Am avut aproape 200 de voluntari alături de la tineri din județul Neamț până la persoane adulte. Vreau să vă spun că biletele la acest eveniment s-au vândut în 3 zile. Vreau să vă zic că în 2 zile s-a format programul evenimentului, scriindu-ne, ne-au scris foarte mulți artiști care au dorit să vină alături de noi și să fie parte din acest eveniment, parte din sufletul nostru. M-am alăturat acestei inițiative cu foarte mare drag, pentru că îmi place să călătoresc alături de oameni. Și în ultimele 2 săptămâni am ales să călătoresc alături de membrii Asociației Născută Înger, alături de Carmen. Și ne-a reușit acest lucru pentru că este un scop nobil. Centrul este situat pe strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț, clădirea fiind donată de doamna Daniela Buleu. În acest moment s-au început lucrările din interior și conducerea asociației speră ca el să devină funcțional cât mai repede, ca și cantina socială care va funcționa aici.